La nivel municipiului Suceava a crescut ușor numărul persoanelor care s-au vaccinat, însă ritmul este în continuare departe de așteptări. Pe de altă parte, pe perioada lunii august, activitatea la 3 centre de vaccinare va fi suspendată. Primarul Sucevei, Ion Lungu, recomandă sucevenilor să ia în serios amenințarea valului 4 al pandemiei, despre care specialiștii în domeniu vorbesc ca despre un pericol iminent. Rata de incidență 0 la 1000 de locuitori. Dar, Doamne, să menține mult și bine așa. La vaccinare, 832 de persoane, la care Miron Cosin 31, Ștefan cel Mare 103, Universitate 72, Iunius Mall 379, Drive-Thru Shopping City 247. Total vaccinuri folosite în municipiul Suceava, perioada 15 ianuarie până pe data de 18, 63.684, în care Pfizer 44.283, Moderna 11.587, AstraZeneca 5.768, Johnson & Johnson 2.046. Așa cum se poate observa, chiar dacă a mai crescut cu 100 față luna trecută numărul vaccinului în municipiul Suceava, tot rata este redusă. Ca atare am primit o adresă de la Direcția de Sănătate Publică, începând cu data de 1 august, la 3 centre, la Școala Miron Costin, Colegiul Ștefan cel Mare și la centru mobil la universitate, care oricum se închidea la 31 iulie, că atât a fost aprobată deschiderea lui, se vor suspenda activitatea până pe data de 1 septembrie și în funcție de evoluția, mă rog, pandemiei, se vor lua alte măsuri. Deci, începând cu data de 1 septembrie, aceste centre, Școala Miron Costin, Colegiul Ștefan cel Mare și centru mobil la universitate, se vor suspenda pe luna august. Rămân deschise cele de la Iulius Mall și de la Drive-Thru la Shopping City, acolo unde, așa cum se poate observa, avem cât de cât mai mult vaccinuri, 379 la Iulius Mall și 247 la Shopping City.